Bună seara și bine v-am găsit la monitor. Sunt Diana Brădean, iar pentru început, haideți să vedem care sunt câteva dintre titlurile ediției. Nu trageți în primărie, alții sunt vinovații. Acesta a fost mesajul lansat astăzi de primarul Aradului în privința recentelor inundații de la viaductul din cartierul Michelaca. Verdictul dat de medici în cazul tânărului de 29 de ani bătut cu bestialitate este crunt. Cardul Național de Sănătate devine de la 1 septembrie unicul instrument de decontare și validare a serviciilor medicale pentru asigurații cu vârsta de peste 18 ani. Nu trageți în primărie, alții sunt vinovați. Acesta a fost mesajul lansat astăzi de primarul Aradului în privința recentelor inundații de la viaductul din cartierul Michelaca. Ca întotdeauna în astfel de cazuri, urările de bine ale cetățenilor s-au îndreptat spre primărie, însă responsabilii sunt alții în opinia edilului. Primarul Gheorghe Falcă spune că responsabilă pentru inundațiile repetate din ultima vreme de la viaductul din Michelaca este compania de apă. Astăzi am avut o ședință tehnică cu compania de apă și trebuie să spunem clar câteva lucruri. 1. Responsabilitatea a ceea ce se întâmplă la pasajul de pe strada Voinicilor aparține companiei de apă. Compania de apă trebuie să fie și cea care reacționează imediat. În urma analizei pe care am realizat-o la primărie, am constatat că această companie a adus în interiorul conductelor din municipiul Arad canalizarea menajeră din Vladimirescu și acea canalizare a refulat în zona pluvială acestui pasaj. Eu cred că Consiliul Județean trebuie să le ceară urgent soluții, nefăcând înși acest lucru. Le-am cerut să ne prezinte într-o săptămână soluțiile tehnice de remedierea situației respective și, evident, în 2 luni de zile, intervenție ca infrastructură pentru redirijarea a ceea ce înseamnă canalizarea menajeră. Edilul Aradului s-a arătat deranjat de faptul că nu este prima dată când cetățenii Aradului au de suferit din cauza problemelor companiei de apă și a declarat că pentru schimbarea situației nu există decât o singură soluție. Voi propune Consiliul Județean, ce v-am spus și dumneavoastră, ca și municipalitatea să intre acționar la regia de apă, ca cetățenii Aradului să fie parte a ceea ce se întâmplă în oraș, pentru că Aradul are cele mai multe conducte, Aradul face cele mai multe investiții și totuși Aradul nu contează în ceea ce înseamnă administrarea acestor conducte. Reprezentanții companiei de apă au recunoscut responsabilitatea pentru zona respectivă, dar au afirmat că ei doar gestionează o rețea care a fost construită greșit, aceasta fiind cauza pentru problemele semnalate. Circulația tramvaielor a fost blocată din nou în centrul Aradului de un șofer care și-a parcat mașina prea aproape de linii. Șoferul străin, cel puțin după numerele de la mașină, nu a apreciat distanța dintre el și liniile de tramvai, făcând astfel imposibilă trecerea tramvaiului Imperio. A devenit o obișnuință ca în ultimele zile tramvaiele să facă popas la kilometrul zero al orașului din cauza unor șoferi grăbiți. Circulația tramvaielor a fost oprită mai bine de 30 de minute. Un incident revoltător s-a petrecut la Timișoara. Un tânăr a fost bătut până la moarte de 4 indivizi în complexul studențesc. Motivul pentru care l-au călcat în picioare fără milă este incredibil. Băiatul l-ar fi lovit din greșeală cu cotul pe unul dintre atacatori. Verdictul dat de medici în cazul tânărului de 29 de ani bătut cu bestialitate este crunt. Specialiștii au stabilit că victima este în moarte cerebrală, iar familia a decis să îi doneze organele. Între timp, 3 dintre agresori au fost reținuți, iar al 4-lea este căutat de polițiști. Familia victimei în vârstă de 29 de ani este în stare de șoc. Pe lângă durerea din suflet și revolta de pe chip, rudele au rămas cu întrebări fără răspuns. Oamenii nu înțeleg cum o asemenea tragedie s-a abătut asupra lor. Băiatul era extrem de liniștit și nu fusese niciodată implicat într-o altercație. Muncea la o spălătorie auto din oraș și avea o relație stabilă de 12 ani. Nu știu dacă se pot numi oameni, sincer. Nu știu dacă au suflet. Pentru că nu cred că poți lovi așa niciun animal, dar un copil, un băiat, picat jos și continui să dai în el. Victima a ieșit în weekend în oraș cu un prieten și au petrecut împreună până spre ora 2 dimineața.
În momentul în care au vrut să plece acasă, mai mulți necunoscuți s-au năpustit asupra lui fără milă în plină stradă. Prietenul băiatului a sunat disperat la 112, iar o ambulanță l-a transportat de urgență la Spitalul Județean din Timișoara. Medicii de la terapie intensivă spun că tânărul a fost lovit atât de puternic în zona capului, încât leziunile sunt fatale. Din păcate, starea pacientului este critică. Decesul va surveni iminent în următoarea perioadă de timp, în ciuda eforturilor noastre de menținere a pacientului în viață. Leziunile extrem de grave la nivelul emisferelor cerebrale, practic, au condus la instalarea morții cerebrale și este doar o chestiune de timp până la decesul pacientului. Oamenii legii au reușit să identifice pe cei patru atacatori cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Inițial i-au prins pe trei dintre ei și ulterior pe al patrulea. Agresorii au fost reținuți și prezentați în fața judecătorilor, care au decis să-i aresteze pentru 30 de zile. De ce l-ați bătut pe băiat? V-a făcut ceva? V-a zis ceva? Trebuia să-l bateți așa de rău? Știți că este moarte clinică. Agresorii au vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. Sunt acum cercetați pentru vătămare corporală. Încadrarea juridică a faptei s-ar putea schimba în omor în funcție de evoluția stării de sănătate a pacientului. Criza economică, socială și politică din România este mană cerească pentru sociologi. Reacțiile românilor la ceea ce se întâmplă în jurul lor reprezintă o provocare pentru oricare cercetător în domeniul psihologiei sociale. Acestea arată o inconsecvență a cetățenilor în raport cu situația țării, oscilând de la nemulțumire la optimism sau de la o pasivitate stoică la intenții de schimbare. 49% dintre cetățenii României consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 44% sunt optimiști în ceea ce privește viitorul acesteia, iar 7% nu se pronunță. Trendul pesimiștilor este crescător cu 3% față de sondajul anterior realizat în luna iunie. Pornind de la acest prim rezultat, putem constata o serie de paradoxuri. Primul dintre ele este acela că, deși, așa cum am arătat, tot mai mulți români cred că se află pe o corabie aflată în derivă, mai mult de jumătate, adică 57% dintre români, se declară mulțumiți de nivelul de trai. La aceasta se adaugă un paradox și mai mare, acela că, deși cred că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită, aproape jumătate dintre români, 47%, cred că în timpul guvernării Ponta, economia României s-a îmbunătățit. La aceasta se adaugă un procent de 31% care consideră că a rămas la fel și doar 20% sunt de părere că economia românească a luat-o la vale. Ei bine, aceste procente sunt și ele puse în paranteze imediat de intenția de vot, pentru că, deși cred că economia României merge mai bine sau măcar este stabilă sub guvernul PSD, intențiile de vot ale românilor sunt altele. Dacă mâine ar fi alegeri, noul PNL ar obține 41% din voturi, iar PSD 37%. Ar mai intra în Parlament UDMR și Partidul M10, ambele cu 5%. Ultimele două formațiuni sunt, de altfel, și singurele care, față de sondajul anterior, prezintă o tendință de creștere. Un alt capitol interesant al sondajului este opinia românilor despre diferite personalități politice din România și din lume. Este un fapt remarcat de sociologi că, în general, românii au o părere mult mai clară conturată despre persoane decât despre instituții sau entități abstracte. În topul încrederii la nivel național, Klaus Iohannis continuă să conducă, deși tendința este profund descrescătoare, de la 69% la ultimul sondaj, la 59% acum. Așadar, președintele a pierdut numai puțin de 10%. Surprinzător, pe locul 2 se află cu 40% primarul capitalei, Sorin Oprescu, urmat de Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu. Surprinzător, de asemenea, faptul că singurul politician care a urcat în preferințele românilor este fostul președinte, Traian Băsescu, de la 17% la 18%. În ceea ce privește liderii lumii, cea mai mare trecere o are la români președintele Statelor Unite, Barack Obama, cu un procent de 59%. Urmează cancelarul german Angela Merkel, care prezintă 55% încredere pentru români, iar liderul rus Vladimir Putin a obținut un scor de doar 16%. Sondajul a fost realizat de Institutul CSCI în perioada 10-17 august pe un eșantion de 1020 de persoane, cu o eroare de 3,1% și o probabilitate de 95%.
Asistența socială încotro? Este o întrebare ridicată de reprezentanții Facultății de Științe ale Educației din cadrul Universității de Vest, Vasile Goldiș din Arad. Și pentru a avea și răspuns la întrebare, facultatea a organizat și un workshop la care a invitat specialiști în domeniu. La începutul acestei săptămâni a avut loc în cadrul Zilelor Aradului un nou eveniment științific. Acesta a fost organizat de Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș și a avut ca temă de discuție viitorul asistenței sociale arădene. Am dorit să vedem care sunt realitățile asistenței sociale la această dată și ce perspective se întrevăd pentru ca acest domeniu foarte important a vieții noastre sociale să ia o amploare și să se dezvolte conform cerințelor și zilelor de astăzi ale României. Din acest punct de vedere, în cadrul acestei ample acțiuni a Aradului, manifestările din cadrul zilelor Aradului, ne-am gândit să organizăm această acțiune. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai Direcției de Asistență Socială, studenți și viitori studenți, reprezentanți ai mediului academic și, bineînțeles, asistenți sociali. Discutăm despre nevoile care se află la nivelul municipiului Arad și cum poate mediul academic să ajute la identificarea acestor nevoi. Sigur că pregătirea studenților noștri are, în primul rând, ca și obiectiv, formarea de viitori asistenți sociali care să ajute la identificarea acestor nevoi. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad va continua și în weekend contribuția sa la programul Zilelor Aradului, prin organizarea mai multor evenimente sportive. Negocieri intense pentru salariile profesorilor. Sindicaliștii din educație au discutat 2 ore la guvern cu premierul Victor Ponta și cu mai mulți miniștri despre majorarea veniturilor din învățământ. Discuțiile vor continua după 15 septembrie în baza noii legi a salarizării bugetarilor, când se va ști forma finală a codului fiscal. Iar la începutul anului viitor vom identifica soluțiile prin care creșterile salariale din sănătate vor fi similare cu cele din educație, deși sistemul educației este un sistem care are un număr de personal mai mare, deși un impact bugetar mai mare. Deci de la începutul anului viitor, nu anul ăsta. Deci au fost avansate mai multe variante de calendar și de procente. Nu putem să dăm niciun răspuns până în momentul în care nu vom ști în ce stadiu suntem cu finalizarea proiectului legii salarizării. Negocierile vor continua așadar după 15 septembrie, când guvernul va ști forma finală votată în Parlament a noului cod fiscal. Dincolo de cifre, sindicaliștii vor tratament egal pentru toate categoriile de bugetari. În 2 săptămâni se vor face calcul la Ministerul Muncii, dar ideea de fond este și asta vrem, ca și învățământul, și celelalte, și administrație, și poliție, tot ce înseamnă sistemul bugetar, să intre în același moment cu legea salarizării, să nu mai apară acte normative separate. Angajații din educație au primit o majorare a salariilor cu 5% în primăvară, iar o majorare identică se va aplica de la 1 septembrie. Pentru angajații din sănătate, salariile vor crește cu 25% în octombrie. Cardul Național de Sănătate devine de la 1 septembrie unicul instrument de decontare și validare a serviciilor medicale pentru asigurații cu vârste de peste 18 ani. Decizia intră în vigoare după câteva luni de probă, în care noul sistem a dat nu odată rateuri, iar sute de persoane au refuzat documentul din motive personale sau religioase. Nici până în prezent, aproape 4.000 de maramureșeni nu au intrat încă în posesia cardului. Cardul Național de Sănătate va fi obligatoriu de marța viitoare, însă asigurații cărora până la această dată nu li s-a emis card de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia. De altfel, încă de la 1 mai, când a început să funcționeze, numărul serviciilor validate cu cardul de sănătate a depășit cel al serviciilor acordate în vechiul sistem de validare. Începând cu 1 septembrie, acest card național va fi unicul document de validare și de decontare a serviciilor medicale, repet, pentru acele persoane pentru care le-a fost tipărit acest card național. În județul Maramureș au fost distribuite până în acest moment peste 300.000 de carduri, 20.000 dintre ele fiind returnate casei. Nici până în prezent, aproape 4.000 de maramureșeni nu au intrat în posesia cardului, iar peste 200 dintre ei l-au refuzat din motive religioase. În al 12-lea ceas, oamenii se pot trezi însă și cu surprize neplăcute.
Faptul că ai cardul de sănătate presupune în paralel verificarea de către furnizorul de servicii medicale a calității de asigurat a pacientului. Există multe persoane în acest moment, în acest caz, din Maramureș. Poți să existe, deci nu avem oglinda foarte mare acuratețe, dar pot să existe astfel de situații. Deci, practic, au fost asigurați acum două luni și nu mai sunt asigurați în prezent. Da, dar schimbă locurile de muncă, le expiră perioada de șomaj, omit cele care se asigură în mod individual să-și mai achite la finanțe contribuția periodică. Medicii de familie au reclamat încă de la început blocaje în funcționarea cardului de sănătate. Autoritățile spun că o mare parte din vină o au asigurații, care își uită pinurile. Din ce cauză se blochează cardurile? Care sunt cele mai întâlnite probleme? Greșelea pinului. Pacienții nu-și cunosc pinul. Îl uită. Asigurații care încă nu au intrat în posesia cardului de sănătate pot verifica dacă li s-a emis documentul prin accesarea serviciului pus la dispoziție de CNAS sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidența cărora se află. Cei care refuză utilizarea cardului trebuie să depună o cerere în scris, în care să menționeze motivele refuzului. Accesul lor la serviciile medicale se va realiza în baza unei adeverințe de înlocuirea cardului, cu termen de valabilitate 3 luni. De la 1 mai și până în prezent au fost eliberate aproape 10.000 de astfel de adeverințe. Situația nemai întâlnită într-un cartier al Clujului. Un preot și-a îngropat soția în curtea bisericii dintre blocuri. Enoriașii s-au revoltat, mai ales că mormântul a fost făcut la 50 de metri de locuințele lor. În timp ce reprezentanții bisericii invocă tradiția creștină, autoritățile ridică din umeri și spun că nu le-a cerut nimeni părerea. Preotul unei biserici din cartierul clujean Grigorescu a decis să-și îngroape soția chiar în curtea bisericii la care slujește. Lucru interzis de lege, care spune că o persoană poate fi înmormântată doar în cimitir și nu la mai puțin de 100 de metri de locuințe. Mormântul se află chiar lângă gardul Institutului pentru Cercetări în Chimie și la mai puțin de 50 de metri de blocurile de locuințe. În plus, prin această zonă trec și conducte de apă potabilă. Oamenii din zonă sunt revoltați. Spun că mormântul este prea aproape de blocurile lor și nu a fost săpat cu autorizație. Nu, nu. Sunt cimitire special amenajate pentru așa ceva, nu în cartier. Și mai ales câți blocuri cu 10 etaje. O dat drumul și la clopote de nezdrângăne geamurile. Asta este ceva ieșit din comun, să mormânteze în curtea bisericii. Pot să mormântesc și eu, și oricine. Mormântul este loc la cimitir, nu în curtea bisericii. Curțile sunt pentru oameni, așa că nu, părerea mea că n-are ce căuta acolo. Totuși, slujba de înmormântare a fost oficiată chiar de către mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuț, iar reprezentanții bisericii spun că astfel s-a respectat tradiția. Din punct de vedere bisericesc, este o tradiție ca în vecinătatea bisericilor să fie și morminte. Întrunește întru totul condițiile pe care legea privind sănătatea publică le cere în cazul unor cimitire. În schimb, cei de la Direcția pentru Sănătate Publică spun că în astfel de cazuri e nevoie de o autorizație pe care nu le-a solicitat-o nimeni. Noi nu am avut niciodată solicitare, noi Direcția de Sănătate Publică, evident, nu am avut solicitare pentru înființare de cimitir în curtea bisericilor. Potrivit legii, înhumările și reînhumările se fac numai în cimitiri autorizate sanitar. Acestea trebuie împrejmuite cu gard și cu o perdea de arbori, iar între morminte și gardul cimitirului se lasă o zonă liberă de 3 metri. În această după-amiază, UTA a început sezonul oficial. La această oră, bătrâna doamnă joacă la Lugoș împotriva vulturilor din localitate în Cupa României. În acest moment este pauză, iar informații despre ceea ce s-a întâmplat în prima repriză ne oferă colegul nostru Giuliano Junc, aflat la fața locului. Bună seara! La Lugoș încă se joacă, încă nu s-a încheiat prima priză, meciul a început cu câteva minute întârziere. Scorul în acest moment, pentru că asta este cel mai important, este 1-1 între Vulturii Lugoș și UTA. Arădenii au început mult mai bine meciul, primele 30 de minute UTA a dominat clar, a deschis scorul prin Curtuiuș, după care a mai arătat câteva ocazii mari. Apoi s-a venit o fază care nu anunța practic aproape nimic, însă, cum spuneam, în acea fază, arbitrul a considerat că fundașul Arădean
Norbe Polgar a lovit mingea cu mâna, a dictat penalti, iar gazele au reușit să egaleze. Din acel moment însă UTA n-a mai reușit să revină în joc, n-a mai reușit să-și impună punctul de vedere, ba chiar cei de la Vulturi Lugos erau cât pe ce se ia conducerea. A fost o fază în care portarul arădenilor Anca Trip a reușit să scoată mingea de sub bară. În acest moment sunt ultimele secvențe ale primei reprize. O primă repriză care s-a desfășurat un stadion pe care se află aproximativ câteva sute de spectatori, 500 de spectatori, printre care și 50 de arădeni care au ajuns la câteva minute după debutul partidei și de atunci și-au încurajat în permanență echipa. Așadar, la jumătatea meciului între Vulturi Lugos și UTA, scorul este 1-1, scor care, dacă se va menține și în finalul celor 90 de minute, vor urma prelungiri și apoi lovituri de departajare, atât de la Lugos. Diana Elegător. Giuliano, mulțumim pentru informații. Continuăm monitorul. Aproape 40 de mașini de epocă au ajuns luni în Oradea. Considerate frumuseți rare pe patru roți, automobilele sunt înscrise în varianta modernă a unui raliu de tradiție ce pornește din Lij, Belgia, iar anul acesta se va încheia în premieră în București. Pasionații de mașini de epocă au sosit în Oradea la volanul unor modele Mercedes, Porsche, Austin Heli și altele construite înainte de 1970. 38 de mașini de epocă au poposit luni după amiază în parcarea hotelului Double Tree din Hilton, din Oradea, în drum spre București. Proprietarii automobilelor sunt înscriși în varianta modernă a unui raliu cu tradiție în Belgia. Cum de data aceasta, tema evenimentului este o plimbare prin Carpați, cursa care a pornit din orașul Liej se va încheia în premieră în capitala României. Considerate frumuseți rare pe patru roți, mașinile de epocă din raliul Liej-București au fost construite înainte de 1970. Între mărcile care au putut fi admirate de orădeni luni după amiaza se numără Mercedes, Austin Heli, Porsche, Alfa Romeo și Volvo. Participanții la raliu au ajuns pe rând la distanță de câteva minute în parcarea de lângă hotelul Double Tree by Hilton, unde au fost întâmpinați de circa 100 de curioși care s-au și fotografiat cu mașinile de epocă. Șoferii vor parcurge în total 2800 de kilometri în cadrul raliului Liej-București, pe ruta Belgia, Germania, Austria, Ungaria, România. Luni noapte, aceștia rămân cazați la hotel Double Tree by Hilton, urmând să pornească spre capitală marți dimineață. Inițial, raliul acesta s-a organizat între anii 1961 și 1964 pe ruta Liej-Sofia-Liej. Își respectă istoria și știu să-și onoreze strămoșii. În fiecare an, la sfârșit de august, locuitorii din satul clujan Sic aduc un omagiu înaintașilor care în urmă cu 3 secole au fost nimiciți de tătari. Întreaga suflare își pune haine de doliu, ține post aspru și ia parte la slujbe de pomenire. Bătrâni sau tineri, localnicii din satul clujean Sâc și-au petrecut întreaga zi la biserică în rugăciune. Au venit în straie populară de doliu, în amintirea cumplitei zile când tătarii aproape au ras satul de pe fața pământului. Să nu mâncăm numai așa, știți, de post așa, și apoi, nu știu, 3 ore avem intrare la biserică și așa ceva. Și mai vine copiii și ăsta care sunt plecat de aici. Nu mâncăm carne și nici produse lactate. Se mănâncă, am înțeles, cu curuz în ziua asta. Da. Strămoșii noștri, așa s-o ținut și așa ne păstrăm și noi. Printre ei și un olandez care s-a îndrăgostit de tradițiile din Transilvania și respectă cu sfințenie această zi de comemorare. I am from Sik. I lived in Holland, but for 4.5 years now permanent I stay in Sake. I like it very much here. Why you move here? Because of the traditions and the Hungarian folk dances. În semn de respect față de strămoșii lor, localnicii au ținut post toată ziua și au mâncat doar porumb fiert. 330 de cucuruz am curățat de la 7:30 cu soțul și v-am pregătit să... No, cred că și piată ăștia. Oamenii duc astfel tradiția mai departe și speră că istoria nu se va mai repeta niciodată. E o zi comemorativă când se țin 3 slujbe și post de toată ziua. A fost un jurământ făcut atunci care trebuie să țină de la tată în fiu. În 1717, tătarii i-au ucis cu sânge rece pe localnicii din Sâc și au distrus satul. Doar 100 de suflete au supraviețuit invaziei.
Persoanele care lucrează ilegal în Anglia și Țara Galilor riscă pedepse de până la 6 luni de închisoare, în urma unor propuneri care vor fi incluse într-un nou proiect de lege privind imigrația, informează BBC News Online. Marea Britanie va înăspri din nou măsurile împotriva imigrației ilegale. Proiectul va fi prezentat în toamnă și va conține de asemenea măsuri împotriva restaurantelor și magazinelor ce vând mâncare și băuturi la pachet și care angajează imigranți clandestini. Penalitățile vor include o amendă, confiscarea salariilor sau chiar pierderea licenței de către societățile în cauză. Oficialii analizează de asemenea dacă această măsură ar trebui extinsă și în cazul șoferilor taxi sau al operatorilor. Sistemul de apărare juridică pentru alte tipuri de afaceri care folosesc muncitori clandestini va suferi de asemenea modificări. Astfel, reprezentanții societăților nu vor mai putea pretinde că unui anume angajat este interzis să lucreze, el fiind nevoit să demonstreze că au efectuat verificările necesare înaintea încadrării acestuia în locul de muncă. Pedeapsa maximă pentru angajatorii găsiți vinovați va crește de la 2 la 5 ani, pe lângă amenzile deja în vigoare. Ministrul pentru imigrație, James Brockenshire, a declarat: oricine crede că a alege să locuiește în Regatul Unit este o abordare la îndemână. Ar trebui să nu se îndoiască de faptul că dacă stă aici în mod ilegal, vom lua măsuri care să-l împiedice să lucreze, să închirieze un apartament, să deschidă un cont în bancă sau să conducă o mașină. Vom continua să combatem abuzul și să construim un sistem de imigrare care să funcționeze în interesul britanicilor și al celor care respectă regulile. La începutul acestei luni, guvernul a mai anunțat că se așteaptă ca proprietarii din Anglia să evacueze locatarii care își pierd dreptul să locuiască în Regatul Unit, în conformitate cu prevederile noului proiect de lege privind imigrația. Statele Unite urmează să trimită foarte curând avioane de vânătoare de tip F-22 în Europa, în cadrul unui efort mai larg de susținere a membrilor est-europeni ai NATO. Îngrijorați de intervenția Rusiei în Ucraina, a anunțat luni Deborah James, secretarul forțelor aeriene, relatează Reuters Online. James nu a oferit detalii despre numărul exact de avioane, data sau locul în care vor fi trimise, dar a subliniat că această mobilizare urmează îndemnul secretarului apărării Ash Carter la o abordare mai echilibrată față de Rusia. Această primă mobilizare în Europa a avioanelor de vânătoare de tip F-22, în afara show-urilor aeriene, este percepută ca o măsură care răspunde îngrijorărilor tot mai mari în rândul aliaților NATO față de agresiunea militară rusă. Forțele aeriene folosesc avioane de vânătoare de tip F-22 invizibile pe radar în unele atacuri împotriva grupării statului islamic, acestea fiind de altfel și primele misiuni de luptă ale acestor aeronave. Activitatea militară a Rusiei în Ucraina continuă să ne provoace îngrijorări mari, atât nouă cât și aliaților noștri, a declarat James luni într-o conferință de presă la Pentagon. În opinia US Air Force, o mobilizare a F-22 reprezintă cu siguranță un atu, a subliniat acesta. Șeful statului major al forțelor aeriene, generalul Mark Welsh, a declarat că această primă mobilizare în misiuni de antrenament în Europa le va permite forțelor americane să se antreneze împreună cu partenerii NATO în întreaga Europa în vederea testării capacității avioanelor de a comunica și lupta alături de avioane de tip Eurofighter și de alte tipuri avansate de avioane de război. James a precizat că mobilizarea le va oferi piloților F-22 experiență pe teren european. Forțele aeriene au mobilizat anterior acest tip de avion în Japonia și Coreea de Sud. Wells a declarat de asemenea că această mobilizare le va permite avioanelor de vânătoare să utilizeze instalații care ar putea fi folosite în conflictele următoare. Aeronava monopost cu două motoare, tactică și invizibilă pe radar, a fost concepută de Lockheed and Boeing ca un avion de vânătoare superior, dar poate fi folosită și pentru atacuri la sol, în războiul cibernetic și în misiuni în domeniul informațiilor. Ea a intrat în serviciu în decembrie 2005, iar ultimul avion de tip F-22 a fost livrat forțelor aeriene în anul 2012. 14 persoane au fost arestate marți într-o operațiune antiteroristă efectuată în comun de către Spania și Maroc, vizând destructurarea unei rețele de recrutare a unor combatanți pentru statul islamic în Siria și Irak, a anunțat Ministerul Spaniol de Interne, relatează AFP Online. 14 arestări într-o operațiune antiteroristă comună a Spaniei și Marocului, vizând stat islamic. Agenți din cadrul Serviciilor de Informații, Comisariatul General pentru Informații al Poliției Spaniole și Direcția Generală Marocană pentru Supravegherea Terorismului au arestat astăzi 14 persoane în localitățile San Martín de la Vega, Comunitatea Madridului în Spania și la Fez, Casablanca, Nador în Maroc, a precizat ministerul.
Persoanele arestate făceau parte dintr-o rețea de recrutare și trimitere de combatanți străini care urmau să se alăture organizației teroriste Daesh, acronimul arab al statului islamic, în regiunile din Siria și Irak, aflate sub controlul grupării extremiste, se arată în comunicat. Operațiunea continuă, a anunțat ministerul marți dimineața, fără să ofere alte detalii. Să urmărim acum rubrica Meteo pentru a vedea dacă vremea din următoarele 3 zile ne rezervă sau nu surprize. Miercuri vremea se va menține în general frumoasă, dar și ușor mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul, mai mult senin în prima parte a zilei, va avea unele înnorări după amiaza și seara în zonele montane și în regiunile nordice, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 10 și 20 de grade. Vremea va fi predominant frumoasă, dar călduroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil la munte, unde cu totul izolat vor fi condiții ca trecător să plouă slab și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 12 și 20 de grade. Vineri vremea va fi frumoasă, dar călduroasă în orele amiezii în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil la munte și în regiunile estice și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 34 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. La știrile din sport vedeți ultimele noutăți din fotbal, basket masculin și handbal masculin. Basketul de performanță renaște în Maramureș. BC Olimpic va reprezenta Baia Mare în Liga 1, fiind gata să dea piept cu urșii din Banat și Universitatea Cluj. Echipa înființată în această vară are un lot format pe scheletul echipei de juniori, cu 8 jucători băimăreni, 2 americani, Chris Houghton și Thomas Allen, dar și sportivi care au atins în alta performanță la nivelul primei divizii, Andrei Dohi și Florin Dăscălescu. Acest lot este format din jucători din cadrul clubului băimărean. Ce este foarte important este să ne apropiem ca valoare cu echipele de Liga Națională. Chiar îmi place acest oraș, îmi plac și oamenii de aici, care sunt foarte prietenoși. Îmi place să stau cu băieții, încerc să învăț și limba, ceea ce e important. Aștept cu nerăbdare începutul sezonului. Băieții sunt grozavi, iar echipa îmi place foarte mult. Încercăm să stăm cât mai mult împreună, să avem relații bune. Baia Mare e un loc minunat. Mulțumesc celor de la echipă că m-au adus aici. Băieții sunt prietenoși, antrenorul foarte bun, ne sprijină, ne împinge de la spate, ne dă încredere. BCM Olimpic Baia Mare continuă un proiect început în urmă cu 7 ani la nivelul juniorilor, iar acum s-a ajuns la formarea unei echipe de basket care va juca în cel de-al doilea eșalon valoric la seniori. Proiectul nostru este un proiect început în urmă cu 7 ani la nivel de copii și juniori, că după cei 7 ani am ajuns să formăm o echipă de senior. Bineînțeles, în ceea ce a spus domnul primar, sunt cu totul de acord cu dânsul. Nu trebuie să omitem segmentul de jos. Eu sper că prin această echipă nouă înființată să putem ajunge ca municipiul Baia Mare să aibă cât mai mulți practicanți de basket. Sportivii vor arunca la coș în Liga 1 de basket din luna octombrie. CH Poli Timișoara a pierdut primul meci oficial din Liga Națională Masculină de Handbal, susținut pe terenul din Jimbolea, cu CSM București. Meciul s-a încheiat cu un gol avantaj pentru vicecampioni, 23-24, după ce la pauză scorul era egal, 12-12. Principalul marcator al timișorenilor a fost georgianul Irakli Chicovani,
cu 8 goluri, urmat de Iulică Halcă cu 5 goluri, Fenici, Lasica, Pejovici și Timofte câte 3 și Ștefan. Eu sunt aici patru ani și tot timpul la Timișoara sunt meciuri grele. Tot timpul Timișoara are bună echipă și așa a fost și astăzi. Eu am venit la asta echipă care sunt nou, echipa e tineră cu echipa mai tineră cu egiaci care are experiența, but este primul meci și tot timpul primul meci din început la campionatul e greu. Eu sunt foarte fericit și am și fericit pentru băieții mei dacă a jucat un meci tare, nu foarte bun, am un meci tare, un meci cu inima și cu minte și am câștigat asta primul meci. Următorul joc al elevilor lui Pero Miroșević va fi în deplasare pe terenul Stelei joi de la ora 19:45. După eșecul suferit de ACS Poli în fața viitorului, scor 0-4, antrenorul Dan Alexa și-a anunțat demisia din funcția de antrenor principal la gruparea bănățeană. Îmi pare foarte rău că Dan a luat această decizie la cald atunci. Imediat după terminarea jocului a anunțat public că demisionează. Eu n-am fost de acord cu acest lucru. Dan Alexa nu va reveni asupra acestei decizii și speră să provoace un șoc în cadrul lotului, astfel ca echipa să înceapă să obțină rezultate. Nereușita lui, să zicem în mare așa, mi se datorează și mie, pentru că îmi fac principala vină pe Coran, pentru că n-am fost poate mai aproape și să încerc să-mi impun anumite lucruri, pentru că din punctul ăsta de vedere, cred că am mai multă experiență decât Dan și probabil că Dan avea nevoie de experiența mea. Mi-am spus-o și lui și o spun și public, îmi pare foarte rău că în anumite momente n-am fost mai ferm așa să-mi impun punctul de vedere. Printre variantele de înlocuire vehiculate apărute imediat au fost numele tehnicienilor Cosmin Contra, Dorinel Munteanu, Cristiano Bergodi și Cristian Pustai. Am vorbit cu unii dintre ei pentru că trebuie să știu că trebuie să ne încadrăm într-un anumit buget. Din punctul meu de vedere avem un lot bun de jucători, încă nu suntem o echipă formată pentru că au fost aceste permutări, unele forțate, altele datorate unor accidentări, suspendări și încă nu putem să vorbim că avem o echipă. Însă avem un lot de jucători foarte bun. Și spun în continuare, deși când e rău toată lumea își dă cu părerea, eu cred că avem un lot de jucători foarte bun. Cel puțin mijlocul clasamentului. Până la urmă, alegerea a fost Florin Marin, care părăsește Rapid București pentru Timișoara, în timp ce Giuleștiul îl așteaptă pe Dan Alexa. Jucătorul de tenis de câmp arădean, Marius Copil, rămâne cel mai bine clasat român în ierarhia mondială ATP la simplu masculin. El a urcat de pe locul 189 pe 184 cu 254 de puncte. La rândul său, Victor Hănescu a urcat 11 locuri până pe 212 cu 213 puncte, iar Adrian Ungur a urcat 81 de locuri până pe 245 cu 194 de puncte. Tenismenul Horea Tecău se menține pe locul 5 în clasamentul de dublu cu 6810 puncte. Florin Mergea a coborât două poziții și se află pe locul 12 cu 4430 de puncte. Leii din Banat au susținut primul meci amical din această vară în Serbia. Jucătorii pregătiți de Dragan Petricevic au întâlnit formația de Liga Secundă din Zrenjanin, pe care au reușit să o învingă cu scorul de 89-67. Cei mai buni marcatori de la BC Timișoara au fost Zeric Lău și Kyle Shiloh, amândoi cu câte 14 puncte, urmați de Nikolov cu 12 puncte, Barovic 10, Milošević 10, Milenković 10, Smith 9, Florin Popa 8 și tot 2. Mâine, lotul grupării bănățene va pleca în cantonament în Slovacia. Monitorul a ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare la Vest TV Regional. Eu vă spun acum la revedere!